Războiul dintre Curtea de Conturi și sindicaliștii Consiliului Județean Giurgiu continuă după ce, în urma unui auditoriu, salariații Consiliului Județean au rămas fără sporul de dispozitiv de 25%. Liderul sindicatului din Consiliul Județean, Florian Dinu, a făcut toate demersurile pentru a ataca în instanță decizia curții, însă a chemat în sprijinul său și pe liderii Alianței Naționale a Sindicatelor Bugetarilor SEDLEX. Încercăm să mediem acest conflict pe care îl aveți dumneavoastră, în așa fel încât să ajungem la o înțelegere. Nu știu cum se va întâmpla, noi trebuie să mergem și pe cale judecătorească. Curtea de Conturi, a treia persoană este implicată în zona asta. Noi am venit cam târziu și ne-am implicat mult prea târziu pentru a discuta cu Curtea de Conturi. Și, adică, ați fost cam izolați, să zic așa, o perioadă. Acum încercăm să preluăm din mers. Dacă va trebui să mergem în instanță, ne vom duce în instanță, ne vom bate pentru dumneavoastră. Vom vedea atunci ce se întâmplă. Pentru că s-a ajuns la încheiere cu Curtea de Conturi, noi de obicei, dacă o să lucrați cu noi ca echipă, trebuie să știți că nu vă mințim. N-are rost să mințim. Dacă s-a ajuns cu încheiere la Curtea de Conturi, încheierea trebuie executată. Dacă nu, ca și dumneavoastră, ca funcționar, dacă pățiți ceva, dați cu subsemnatul după aceea. De aceea se vor emite aceste decizii, le vom ataca și le vom opri probabil în instanță cel mai scurt timp și după aceea vedem ce spun judecătorii. Dacă eram informați din timp ce se întâmplă și eram în aceeași echipă și știam din timp, probabil că puteam să intervin la Curtea de Conturi într-o altă formă, să găsim cu ei formulele. Așa va trebui să le găsim pe calea instanței. Cam atât pot eu să vă spun din toată bătălia asta. N-am găsit neînțelegere la președintele Consiliului Județean, ci am avut o discuție foarte fermă vis-a-vis de drepturile dumneavoastră. Însu a înțeles că astea trebuie respectate. Problema este să nu încerce cumva, i-am și atras atenția, să nu încerce să facă presiuni pe oameni pentru că au dreptul să ducă în instanță. Mi s-a întâmplat în foarte multe locuri s-a încercat o presiune pe oameni de ce se duce în instanță pentru dreptul lui. E dreptul nostru, vom susține organizația de aici dumneavoastră, ne vom bate cu dumneavoastră în instanță și sperăm că în cel mai scurt timp să revenim la bătălie. Noi avem experiența bătăliilor câștigate, dar de obicei, dacă suntem informați la timp, intervenim pe parcurs și dacă intervenim pe parcurs, de obicei le scoatem la capăt. Când se ajunge la război, cred că știți destul de bine, nici asta nu dă mâna, de lucrul ăsta nu duc lipsă, știu să mă bat, m-ați văzut de multe ori că ne batem foarte tare. Acum, problema este de instanță să atacăm acel act al Curții de Conturi. Este singurul lucru care putem să-l facem. În rest, v-aș propune orice, dar ieșim la bătălie degeaba. Atât timp cât avem un act finalizat al Curții de Conturi, nu este nicio soluție. Și domnul secretar știe că am discutat înainte. Nu avem decât o soluție. Mă duc în instanță, instanța să hotărască, dar problema este și cum facem cererea. Și o să vorbesc cu domnul secretar în continuare, să adauge încă un cap de cerere și pentru viitor. Dacă cumva câștigăm, să fie și pentru viitor. Să nu fie numai pentru trecut. Să putem să băgăm un cap de cerere și chestia asta. Eu cam atât pot să vă spun și aștept întrebări de la dumneavoastră de toate tipurile ca să mă pliez. Dar pe problema asta n-aș vrea niciun fel să creez o speculație, pentru că este foarte târziu când Curtea de Conturi deja a încheiat, s-a terminat toată bătălia asta și nu putem să mergem decât în instanță și vom merge lângă dumneavoastră. Până acum s-au parcurs toate etapele pentru a se declanșa un proces ce are ca părți sindicaliștii din Consiliul Județean și Curtea de Conturi Giurgiu, un dosar care se află pe rol la Tribunalul Giurgiu și are ca termen de judecată 15 noiembrie. Ce am trecut peste toate aceste mizerii cu mare, care ni s-au făcut. A făcut 4 adrese la Curtea de Conturi, la niciuna a trecut 100 de zile. N-au răspuns. Au încălcat orice act normativ în domeniul transparenței. Dom'le, n-a spus nimeni să-mi dai drept de cauză. Și să-mi dai un răspuns și în funcție de la eu să apelez la toate căile procedurale să-mi caut drepturile. Cert e că la ora actuală, acum când stăm de vorbă, am ajuns să pun dosarul pe rol la Tribunalul Giurgiu, avem termen de judecată 15 noiembrie, dar am solicitat, pentru că știți că se lucrează la contabilitate de 2 săptămâni pentru a se lua, pentru a se opri banii, nu? Am cerut suspendarea până la judecarea cauzei. Acum, sigur, e o decizie dată de Curtea de Conturi și cum am discutat-o cu domn președinte Marica și domn președinte Mustățea, sigur că dacă nu execuți cazul incidența legii penale, domn președinte va fi obligat, și noi nu spunem că nu e așa, să dea această dispoziție de imputare individuală. Dacă până atunci nu reușesc să preschimb termenul și să suspend punctul de la decizie. Dacă nu, vom ataca, sigur, tot procedura la această dispoziție, vom cere suspendarea și cert e că rezolvarea va veni la instanță.
Liderii SEDLEX consideră că auditorii de la Curtea de Conturi Giurgiu au încălcat flagrant legea, iar singura soluție pentru a-i repune în dreptul pe salariații Consiliului Județean este atacarea în instanța deciziei curții, chiar dacă se estimează că procesul va dura cel puțin un an de zile.